Județul Mehedinți a primit finanțare europeană pentru colectarea deșeurilor în sistem integrat. Este vorba despre o sumă de peste 27 milioane euro, bani investiți pentru realizarea 5 stații de transfer în toate cele 5 orașe din județ, dar și pentru construcția unei stații de tratare mecanică și biologică în localitatea Malovăț. Ne aflăm la stația de transfer de la Orșova. Rolul stației de transfer este să aducem toate deșeurile din zona deservită aici, unde prin pâlnile care le vedeți în spatele meu se vor transfera în containerele mai mari. Aceste containere vor avea capacitatea să transporte toate deșeurile la stația de tratare la centru integrat de la Malovăț, astfel încât toate deșeurile vor ajunge într-un singur loc în județ. Și astfel stațiile de transfer au rolul de a transfera, cum le spune și numele, deșeurile din sectorul deservit către depozitul final. Colectarea deșeurilor se va face în sistem de 4 pubele, una pentru hârtie și carton, una pentru sticlă, una pentru plastic și metal și una pentru restul deșeurilor. Pentru tratare și eliminare se va realiza un centru de gestionare deșeuri la Malovăț, care va include o stație pentru tratarea deșeurilor biodegradabile și o stație de sortare. Aici vor ajunge toate deșeurile colectate de pe raza județului. Acel container de jos deservește un cântar. Este un pod cântar pe care urcă mașina, este cântărită, pe unde suntem noi acum urcă până la buncărele care se văd mai sus. Acolo mașina de gunoi dă cu spatele și golește deșeurile. În partea de jos vor fi niște containere în care ajung deșeurile. Mașina după aceea iese tot pe cântar și vom avea exact cantitatea de deșeuri care a adus-o. În mod normal, aici vor fi transferate deșeurile menajere în amestec, deci aici nu se vor sorta deșeurile. Deșeuri reciclabile vor fi transportate separat la stația de la Malovăț și acolo vor fi sortate. Proiectul care vizează managementul integrat al deșeurilor la nivelul județului Mehedinți a mai presupus și promovarea compostării în gospodăriile din mediul rural. În acest sens vor fi furnizate 12.700 de compostoare casnice. De asemenea, se vor închide și ecologiza 3 depozite urbane neconforme.